Mulțumesc, Luca Victoria. Sunt candidat la funcția de director gimnaziului numărul 53. Gimnaziul numărul 53 este un gimnaziu predare în limba română, se află în sectorul centru al municipiului. Este un gimnaziu care a fost fondat în 1996. Inițial a fost o școală primară, apoi s-a reorganizat în gimnaziu. Dotat cu bază tehnică, materială bună, parțial bună, deci are 16 săli de clasă, are o capacitate normativă pentru 400 de elevi, cu medical, sală de sport, sală de festivități, laborator de chimie, fizică, biologie, locuri sanitare, bibliotecă dotată cu manuale și manuale și literatură artistică, dar care este învechită. Cadre didactice profesionaliste, 37 de cadre didactice, între care 26 profesori de bază, 11 prin comun, 100% calificate, studii superioare universitare, grad superior avem 3 cadre, grad didactic 6, gradul 2-15, sunt cadre didactice competente, avem psiholog școlar, este psiholog școlar și conducător de cel puțin în informația statele. Da. Deci, calitatea personalului, deci este personal calificat. Și alte categorii de personal, îngrijitor de încăperi, laborant, bibliotecar, dinamica numărul de elevi, în ultimii ani se atestă o creștere a numărului de elevi în instituție. Elevi cu CS nu au fost raportați în instituția dată. La moment, 420 de elevi își fac studiile în această instituție. Oferta educațională a instituției este, deci se predă disciplina educație economică sau disciplina opțională, au cercuri de educație, de dans. O parteneriat frumos cu organizația Junior Acidia Moldova, cu Inspectoratul General de Poliție, Casa Mărioarei împotriva violenței, Biblioteca HD, Floarea Soarelui, Centrul Politehnic, Centrul Florile Dalbu. Dimensiunea financiară, deci bugetul pentru anul 2023 al instituției este 9.598.000, este repartizat în funcție de necesitățile instituției, unele, cum vedem, servicii de reparare curente și capitale, 30.000, deci este prea puțin, ceea ce denotă că este nevoie de un buget mai mare și de atragerea fondurilor în instituția dată. Am realizat analiza SWOT pe domenii, domeniul management. Puncte tari, constituirea grupului de lucru, elaborarea fișei, în instituție este constituit grupul de lucru, sunt elaborate fișe, consiliul de administrație, consiliul metodic, implicare de proiecte educaționale, prelocație logistice, formarea propriei identități, puncte slabe, număr prea mic de asistenți și interasistenți, atragerea slabă a proiectelor educaționale, colaborare insuficientă cu alte instituții, colaborare slabă cu instituții școlare, exterior neatractiv al clădirii școlii, oportunități, construirea unei echipe manageriale care asigură comunicarea la nivel organizației, amenință rezistența instituțiilor concurente cu aceeași ofertă educațională, capacitatea de adaptare la dinamica accelerată, micșorarea numărului de elevi care va duce la micșorarea numărului de clase. Domeniul oferta curriculară. Deci, școala dispune material curricular disponibil în fiecare an, cadre didactice care dețin grade didactice, care au stagii mediu și mare de activitate didactică, personal cu potențial de creștere, eficientizarea diversului didactic prin utilizarea TIC în procesul de predare, abilități de organizare și desfășura olimpiade, seminarii, conferințe la nivel municipal. Punte slabe, materiale eficiente necesare pentru laboratoarele de chimie și fizică, ce este practic în toate instituțiile, inventar sportiv insuficient, lipsa unui centru de documentare și informale, lipsa proiectoarelor, tablelor interactive, motivație insuficientă din partea personalului, interes căzut din partea părinților și a elevilor față de obținerea studiilor de calitate. Oportunități, posibilitatea elevilor de a învăța discipline opționale economice, participarea elevilor în cadrul activităților extracurriculare, posibilități de elaborare
elaborarea la nivel de instituție a unor instrumente de evaluare, sprijinirea elevilor pentru autocunoaștere, amenințări, concurența creată de instituții, pe domeniul resurse umane, completare, este că este o echipă managerială preocupată de creșterea calității, procesul didactic, cadre didactice cu studii superioare, puncte slabe, lipsa echipamentului tehnic, ca orele să fie realizate, fluctuația cadrelor didactice, lipsa condițiilor de muncă, neimplicarea în promovarea instituției, cadre didactice cu normă didactică la mai multe instituții, elevi cu părinți plecați în străinătate, oportunități, colaborarea cu instituții superioare de specialitate, admiterea elevilor la colegii de specialitate, oferte de cursuri de formare pentru personal, schimb de experiență cu direcție generală și cu instituții similare din țară și străinătate. Amenințări, resurse financiare insuficiente, salariu mic, micșorarea numărului de elevi va condiționa necesitatea micșorării numărului de personal, scăderea motivației elevilor pentru studiu din cauza valorilor societății, scăderea interesului absolvenților la învățământul superior pentru meseria didactică din cauza salariilor. Resurse materiale și financiare, instituția dată este o bază materială parțial bună, echipa managerială este preocupată de îmbunătățirea bazei materiale, atragere de fonduri extrabugetare, dotarea sălilor de clasă calculatoare, valorificarea resurselor centrului de documentare și informare. Puncte slabe, lipsa fondurilor pentru recompensarea activităților, slabă implicarea unor cadre didactice, lipsa unor strategii de fonduri, lipsa softurilor educaționale, dotare slabă bibliotecii manuale. Oportunități, posibilitatea realizării unor contracte de sponsorizare, susținerea administrației publice locale, posibilitatea de a scrie proiecte de finanțare și aplicarea la acestea. Amenințări, insuficiența mijloacelor bugetale și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea. Puncte tari, colaborarea tradițională cu organizațiile junior, cu organizația Junior Achievement, colaborarea cu alte instituții și ONG-uri pentru a ameliora imaginea instituției. Puncte slabe, colaborarea insuficientă cu instituții de învățământ, cu pretura sectorului centru, cu administrația publică locală, lipsa unor tradiții frumoase care ar constitui cultura organizațională a școlii. Oportunități, colaborarea cu instituțiile superioare, interes manifestat, invitații la diverse întrebări a copiilor, amenințări, colaborarea slabă cu grădinițele și lipsa de interes a instituțiilor. Misiunea instituției de învățământ, gimnaziul numărul 53, este de a realiza și oferi elevilor gimnaziului prin colaborare cu actorii sociali, o instruire de calitate prin dezvoltarea competențelor de valorificare resurselor interne. Instituția își propune să promoveze un învățământ de calitate inclusiv, deschis și flexibil și aici o să mă opresc la incluziune. Într-adevăr, este un obiectiv strategic și instituția până în acest an nu a raportat niciun copil cu CES, dar ei sunt în societate și păcat că nu se viziunea instituției. În calitatea noastră de instituție educațională ce activează spre folosul comunității, într-o perspectivă de 5 ani de zile ne identificăm cu instituție școlară ce prestează servicii educaționale care au la bază valori, calitate, relevanță materiei de studiu. Ne orientăm spre un act managerial de calitate, spre o finalitate de calitate, spre formarea continuă a personalului, toți copiii în cadrul instituției să beneficieze de atitudine nediscriminatorie și respectarea tuturor diferențelor. Astfel, instituția de învățământ ar asigura protecția integrității fizice a oricărui copil. Am analizat și analizat peste, dar o strec. Este la priorități. În prioritatea domeniilor și aspectelor ce necesită dezvoltarea în următorii 5 ani am ținut cont de următoarele principii, caracter realizabil, coerență și consonanță și drept rezultat am ajuns la următoarele priorități. Activitate didactică de calitate centrată pe formare și dezvoltarea abilităților, dezvoltarea culturii organizaționale, implicarea elevilor în diverse activități, ameliorarea imaginii fizice a școlii, reparația capitalului și curent a sediului instituției, respectarea normelor sanitaro-igienice, stimularea interesului părinților, dezvoltarea receptivității subiectelor, crearea unei ambianțe de compatibilitate psihologică, planificarea operațională, analiza costurilor și resurselor financiare, am realizat-o iarăși pe domenii. Și să încep cu domeniul management, primul obiectiv, dimensionarea funcționalității managementului strategic, operaționalizat prin structurile administrative și manageriale și prima acțiune este elaborarea și implementarea planificării operaționale pentru crearea condițiilor ce asigură un proces educațional de calitate pentru următorii 5 ani. Obiectivul construirea unui management eficient prin cultura organizațională și avem ca acțiuni derularea activității didactice de calitate, elaborarea și implementarea planului de optimizare, formarea abilităților de identificare, formarea propriei identități a instituției, formarea corpului profesional, crearea climatului de siguranță fizică, crearea bazei logistice, organizarea activităților ce încurajează spiritul de echipă, implementarea unui model eficient de comunicare și dezvoltarea și consolidarea sistemului instituțional cu evaluare în baza standardelor de eficiență a învățării, se va realiza în fiecare an și fiecare semestru, responsabil cu echipa managerială.
obiectivul crearea unui leadership educațional și competitiv și aici ne-am propus ca activități să creăm softul educațional cu inovații didactice create, site-ul gimnaziului, pagina gimnaziului pe rețele de socializare. Pentru aceasta o să avem nevoie de 120.000 de lei pentru toți 5 ani de zile, pentru întreținerea site-urilor, ceea ce este important și un pas tehnologic în ziua de astăzi. Domeniul dezvoltare curriculară, creșterea calității procesului educațional în instituție și îmbunătățirea calității rezultatelor la examen vom realiza prin acțiunile următoare: elaborarea și implementarea planificării operaționale, crearea sistemului de evaluare și autoevaluare, implementarea unui model eficient de comunicare internă, dezvoltarea și consolidarea sistemului instituțional de evaluare, implementarea planului de îmbunătățire, identificarea obstacolelor și căilor, de evitare a lor din perspectiva cadrului didactic, din perspectiva elevilor, echipa managerială care să compare rezultatele obținute și dotarea instituției cu resurse materiale necesare realizării politicilor educaționale și costurile. Deci responsabil șefii comisiilor metodice, echipa managerială, cadrele didactice, sprijin ca parteneri pentru părinții mei cu direcția. Obiectivul dezvoltarea curriculumului intern, la fel, deci vom continua în instituție implementarea disciplinilor opționale de educație economică și antreprenorială, ceea ce este un scop pentru că este important. Vom forma cadre didactice în domeniul educației economice și antreprenoriale, vom implementa studierea aprofundată a limbilor străine, engleză, franceză, germană, ceea ce este iarăși și foarte important. Vom forma aceste cadre, vom chestiona părinții și elevii cu privire la preferințele privind orele opționale și cercurile extrașcolare și vom identifica cadre didactice și resurse didactice pentru implementarea opționalilor și cercurilor care sunt. Domeniul resurse umane, formarea și dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice este la fel un obiectiv foarte important și pentru asta vom realiza gestionarea adecvată a resurselor umane, identificarea nevoilor a fiecăruia și implicarea factorii educaționali, desfășurarea seminarilor metodologice, desfășurarea sesiunilor de instruire, evidențiere și soluționarea problemelor apărute în activitățile comisiilor metodice, organizarea laboratoarelor practice, a concursurilor instituționale, aderarea la diferite proiecte, desfășurarea conferințelor științifice practice, care le vom realiza pe parcursul acestor 5 ani de zile, responsabili fiind managerii Consiliului de Administrație Comisiile Metodice. Obiectivul, asigurarea funcționalității mentoratului și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Deci vom elabora un plan de formare continuă a cadrelor didactice, vom elabora planul de atestare, vom monitoriza, vom identifica mentori, vom forma acești mentori, elaborarea regulamentului de organizare mentoratului, consiliere și îndrumare metodologică. Domeniul resurse financiare și materiale, deci gestionarea fondurilor și păstrarea și întreținerea, dezvoltarea bazei didactico-materială, vom monitoriza administrarea bazei, vom elabora bugetul, vom identifica și dezvolta sistemul alternativ de finanțare, vom identifica și valorifica modalități de finanțare din fonduri externe, vom colabora cu autoritățile în vederea repartizării fondurilor pentru întreținerea școlii, asigurarea mijloacelor și didactice și mobilierului școlar. Deci ne propunem să asigurăm tuturor toate cabinetele din instituție câte un calculator pentru următorii 5 ani, deci 17 calculatoare. Asigurarea sălilor de clasă cu mobilier adaptabil la parametrii și vârsta elevilor, mobilier nou, 30 de seturi, de exemplu, de mobilier, să le cumpărăm următorii 5 ani. Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la informatică și ne propunem pentru asta un centru de informare și documentare, care este ceva nou, de a crea un spațiu educativ pentru elevi și este nevoie de acest centru, este nevoie și acolo de tehnologie și de menținerea conectării la serviciile de internet și pentru asta am estimat costuri de 50.000 de lei și 40.000 de lei pentru menținerea surselor de internet pentru 5 ani de zile, asigurarea și dezvoltarea infrastructurii instituției și crearea condițiilor de muncă pentru elevi și cadre didactice și sursele de finanțare și aici ne-am propus să renovăm sălile de clasă, de două sale de clasă pe an, cu electricitate nouă, cu pardosea și tavan nou, să reparăm fațada instituției și izolare termică, care este foarte importantă și este un obiectiv. Și pentru asta 3 milioane, cam în jur de 3 milioane, este necesar să schimbăm sistemul de apeduct, căldură, repararea și renovarea cantinei, care este la fel un obiectiv foarte important. Domeniul structuri și proceduri,
Deci ne propunem să creăm un mediu școlar dezvoltativ, securizat și protectiv, crearea climatului relațional de încredere, asigurarea managementului claselor, formarea corpului profesoral, optimizarea procesului de predare, atragerea unor elevi cât mai bine pregătiți, cu potențial intelectual ridicat. Domeniul comunitate și parteneriate, deci să analizăm de către echipa managerială rezultatele și performanțele elevilor, să chestionăm elevii și părinții, să realizăm adunări, ședințe cu părinții, să instruim elevii în rezolvarea problemelor comunitare. Să derulăm proiectul Școala Deschisă, să derulăm proiecte de ecologizare a instituției și de educație pentru drepturile omului. Așa, spate mai încet. Am realizat și un plan de monitorizare și control. Și aparte, ce nu vreau de monitorizare? Deci, se va aplica metodice analiști, se vor analiza toate datele, la ore curriculare, la discipline, se vor trece verică, se va sta la ore, la activități extracurriculare, se vor studia materiale de contabilitate, la sfârșit fiecărui an, conducătorul de proiect va raporta realizarea proiectului și tabelul. Și modalități de ajustare și de corectare, deci riscurile posibile sunt fluctuația de cadre, lipsa de surse financiare, lipsa de motivație a profesorilor, indiferență din partea părinților, schimbarea radicală a politicilor din partea Ministerului Educației, criza socială economică și schimbări în echipa managerială și aceste vom lua următoarele măsuri, crearea condițiilor optime pentru activitate, căutarea sponsorilor, susținere financiară, desfășurarea măsurilor de motivare a părinților și vom încerca să ne adaptăm la condițiile create. Și un motto care l-am lăsat pentru sfârșit, dacă mai ai timp, educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. Colegi, haideți să vedem pe marginea ce v-a expus în plan, pe doamnă Bogă. Victoria, care este motivația dumneavoastră? Haideți să înțelegem așa, mă vorbim în înțelegeți sensul. Ziceți, motivația dumneavoastră? Eu fac funcție de direct. Motivația cea mai importantă este că, într-adevăr, am abilități de organizare. Am câștigat pe parcursul anilor mei în sistemul educațional câteva proiecte și am fost un organizator foarte bun. Am căutat foarte ușor și am găsit resurse. Am organizat și cadrele didactice, practic și elevii și părinții și am înțeles că pot face mai multe și de aceea este un motto al meu, un atu al meu, da? Că, într-adevăr, a organiza, a fi responsabil, a fi punctual, poți cumva să ajungi să conduci o instituție de învățământ. Și care sunt modalitățile de motivare a personalului instituției și limitele care sunt și tehnici de aplicare acestea? Modalități de motivare a personalului, deci, în primul rând, hai să spunem psihologic, da? Dacă eu sunt psiholog, deci personalul trebuie susținut, personalul trebuie, pe lângă faptul că ajutat să-și găsească și atunci fiecare, și tehnici, hai să spun că poate și o motivație financiară, o motivație să-l susțin, să-l promovez la diferite concursuri, o motivație să-l promovez să participe în diferite proiecte, alte tehnici să ajut să colaboreze cu alte instituții, să devină mentorul cuiva, deci foarte ușor promovez că tu ești cel mai bun și haide să căutăm să devii mentor. Și poate încă prin faptul că școala trebuie să fie prietenoasă nu doar copilului, dar și cadrelor didactice și atunci cumva să găsim ca fiecare cadru didactic să simtă bine acolo unde el se simte. Da? Deci să-i formăm un spațiu al său, dacă are nevoie de ajutor, să încercăm să-l ajutăm, să încercăm să-l dotăm cu ce are nevoie, astfel ca încât să poată realiza cele mai frumoase lecții, ușor, flexibil și să se adapteze la toate lucrurile noi. Și în cazul, chiar mă gândeam că în gimnaziu 53 sunt multe persoane
de vârstă, deci nu sunt mulți specialiști, sunt persoane care au în spate foarte mulți ani și stagiu și mă gândeam că e un pic mai greu, dar am avut recent o activitate în care eu am fost formator și practic la acea activitate de la SAP, majoritatea au fost persoane în vârstă și am reușit în 45 minute să-i motivez și să le aduc înapoi ardoarea aceea de a lucra cu copiii, pentru că erau cadre didactice și de sprijin. De aceea eu cred că există cale spre fiecare inima cadrul didactic. Deci nici cum el trebuie valorificat cadrul didactic. Într-adevăr, el când intră la director, el trebuie să simtă că este ajutat, este susținut și permanent să găsească soluții în probleme pe care le are. Spuneți, vă rog, cât costă micul dejun și primul de o instituție? Plătim micul dejun, părerea rău, profesorii. Micul dejun 18 lei și 45, și prânzul 14 lei și 35. Dar găsisem undeva, apropo, o informație, nu știu cât este de adevărat, că se alocă câte 16, pentru 2023 se alocă câte 16 lei în alimentație, dar prețul este 18 și 45 și 14 și 35. Cum de ce alte întrebări? Da, sigur. Vădat într-o antrenă și vădat și ținut de componente financiare și anume niște sume cuplite pentru renovarea instituției, izolare și aducă. Vădat și la bugetul instituțional și am văzut că dumneavoastră ați pasat buget pentru 2023, da? Știu, bă, da, nu, 2023, 9 milioane pentru... Așa, și deci pentru reparații eu nu știu că a pus, dar a fost alocat și puțin bani. Deci sumele comparativ așa, presupun că lucrările respective pe care le-ați prognozat în 2006-2007 și costurile v-ați bazat pe analiză, da? Da. M-am bazat, dacă sincer, pe analiză de la instituția unde eu activez acum, pentru că acolo s-au realizat aceste lucrări și am analizat divizul de cheltuieli și am văzut, evident, că poate lucrările se extindă, să nu fie realizate într-un an de zile, dar costul pe final, pentru că instituția gimnaziu numărul 53, aproximativ, hai să spun, este capacitatea cam aceeași, pentru că aceste costuri sunt pe metru pătrat, deci trebuie strict de văzut, dar m-am bazat pe ceea ce s-a realizat la noi. Ok, ce am văzut în cer. Deci, sumele și lucrări respective și în partenerii am găsit autoritățile locale și direcția. Deci, aveți o speranță că... O să colaborăm. O să scrim demersuri, o să colaborăm cu consilierii, o să luptăm pentru ca să obținem, pentru că instituția dată, într-adevăr, are nevoie de o schimbare a imaginii. Care ar fi și sursă de alternativă? O sursă de alternativă... Deci, putea fi, într-adevăr, să mărim numărul elevilor, să crească numărul și astfel să crească și bugetul instituției. Și să alocăm și acești bani și din bugetul instituției, deci nu doar din surse externe. Fiindcă asociațiile deja nu mai lucrează, era și asta o sursă de alternativă, nu mai sunt. Deci cam așa. Și proiecte, vreau să vă spun că, apropo, este un proiect în Chișinău cu eficientizarea sistemului de căldură și dacă să ajung și, într-adevăr, să fac la mai multe uși, să deschid și proiectele și anume eficientizarea să înceapă și de la izolarea termică, pentru că dacă noi vorbim de panouri electrice, fotovoltaice pe viitor, atunci, cu siguranță, trebuie întâi să reparăm instituția ca căldura care o să producem să nu fie în zadar. Și adică aderarea la aceste proiecte, sunt foarte multe proiecte acum internaționale de finanțare pe care Chișinăul la care Chișinăul aplică și eu cred că așa, într-o bună colaborare cu consilierii, într-o bună colaborare cu primăria și cu o să obținem finanțe, sunt sigură. Deci majoritatea sunt instituții care deja au
obținut, este un exemplu bun. Dar la comisia de mix, pot mai da o întrebare? Da. Deci la opția curriculară, la analiză SWOT, acum slide, ați menționat motivația insuficientă personală în instituție pentru extinderea curriculară. Ce ați înțeles? Deci am în vedere că personalul instituției este oarecum bazat tot ceea ce a fost și foarte greu, mai ales dacă este trecut de o vârstă anumită, foarte greu se adaptează la noile tehnologii, la noile tendințe în educație. Și atunci este foarte greu să vii să spui la un profesor de 60, uite, tu trebuie să folosești calculatorul și trebuie să spui asta, trebuie să faci și ei, de cele mai multe ori refuză, pentru că cărțile cele care au fost baza lor sunt mult mai importante, deși suntem toți, deci vedem într-adevăr că sistemul educațional se dezvoltă și trebuie să ne dezvoltăm. Și de ce am spus că motivația slabă? Trebuie într-adevăr să-i motivăm, cel mai corect ar fi să-i instruim cum să lucreze cu aceste tehnologii și apoi or să le fie ușor și or să înțeleagă că procesul educațional și o oră poate fi interesantă și folosind și folosind și ei, introducând în un curriculum sau în, și alte surse. Deci, deci nu ați avut motivație financiară, dar... Da. Ok, mulțumesc. Colegi, alte întrebări? Nu sunt alte întrebări, așteptați să... Mulțumesc frumos!